Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou clip. La cererea voastră, fratele vostru v-a spus într-un challenge ce să facem cu aceste două ciocane. Și bineînțeles că voi ați spus acolo: Bogdan, ce-ar fi să faci o bătaie cu Danu cu ciocanele astea? Să vedem și noi cum vă... De fapt nu-i bine ciocăniți, că sună urât. Da, înțelegeți voi cum vă bateți cu ciocanele. Așa că înainte de asta, să vă explic ce facem, nu uitați că primul link în descriere, acolo aveți merch-ul IBM Family, intrați pe site, uitați-vă și bineînțeles dacă vă place ceva puteți cumpăra, dacă nu, nu, dar eu zic să intrați pe site să vă uitați pentru că modelele sunt super mișto. O să câștigăm și niște bani. Sau să pierdem, pentru că 500 Danu, 500 euro la bătaie și vom face în felul următor. Avem aici un balon, bine, o să avem două, vezi că scrie pe 100 de lei? Da. Iei ciocanul frumos în mână, te duci într-un colț, te învârți 10 ture, fără să vezi, știi, faci litirezul. După 10 ture, îți prinzi balonul ăsta unde vrei tu, vezi care aici o chestie n-a să reprind. În față, pe corp, și în față, nu la spate. Nu, unde vrei. Unde vrei? De picior, la spate, de ureche, de gât, de haină, de șosetă. După ce am pus baloanele pe noi, ne apropiem și încercăm să ne batem cu ciocanele. Ideea este în felul următor. Tu trebuie să nimerești balonul. Cine nimerește balonul, dacă dai în balon, balonul va sări de pe tine, se va desprinde. Okay. Dacă tu dai și balonul meu sare, tu ai luat 100 de lei. În bătaia asta cu ciocanele și cu... Da, să vedeți ciocane în gură, cine dăm noi, să vedeți voi ce iese. Da, îi dăm drumul la challenge. Da, gata, hai, ești pregătit? Hai să punem camera. Eu o să stau într-un col, în colțul ăsta, tu acolo. Hai că o să vadă imediat acum. Gata, l-am prins. Gata, da? Da. Dăm drumul? Da. Fii atent, gata. Și am plecat. Una, două, trei, patru. Cât timp? Cât îi faci și tu? Cinci, șase. Fai, deja gata, strup. Șapte, opt. Mamă, unde sunt? Nouă. Nouă. Zece, gata. Am plecat. Da, Dane. Ia, da, mar, stai. Mamă, vezi ce eu dau, mai ar. Na, mă, frate! Aoleu! Aaaa! Ia, dă-mă cu o coașă, fulagiule! E pe aici, că l-aud. E pe aici. Ia, ia! Na! Unii! Aaaa! Unii! Pe aici, îl simt. Te-am nimerit? Da. Ia. Da, mă, frate. Uite, pe spatele meu. Aaaa! N-am vrut, să mor eu. Nu te văd, nu știu unde. Ia. Unde e? Uite, m-am dat... Cred că am dat în televizor, să mor eu. Ia. În televizor am dat mâncația și gura ta. Aha, l-aud. Aaaa, un gur mi-ai dat! Mi-a spart, mă! Mi-ai dat, opa, l-am găsit, mă, frate, băieți! Bă, aici, mă, da! Aaaa! Aaaa! Mi-a spart! Da, tot e bine, nu? A luat 100, frate! Tot e bine, e bine dacă l-am spart? Da, da! Păi, dar mi-ai dat vreo două în zona... Pe-am ars? Am dat... Bă, nu, am stricat și uitat vreo zona din nou. Ia, vreți să-mi dăm jos, mă? Hai, lasă-l acolo. Sper să nu facem vreo belea. Deci ai zis că 500 ne jucam, da? Cum 500? De fiecare. Da, 500 de lei și 3. Am crezut că 500 de... Am crezut că 50 lei sunt ai mii, nu? Câte 100 de lei de rundă. Da. Ideea, noi la început am zis că dacă dăm balonul jos, dar dacă s-a spart, e cam tot aia. Fix aceeași? 10, gata, Danule! Unde ești? Nu, stai aici. Aaaa! Pune-i, mă, fraierul. Nu dau seama, nu văd. Mă, te-am dat un ciocan ăsta în gură.
dau așa. Eu nu știu. Mamă, ce rachete mi-a dat! L-am prins, mă, fraier. Aici. Dau așa. L-ai dat jos. L-am dat balonul jos? Sări balonul, da. L-ai dat jos. L-am simțit la picior, da. L-aveam aici și îl simt când merg balonul. A, așa, știu, eu mi l-am pus în față, aici l-aveam. Ca lumea, ce să zic. Una, două, trei, deci, gata, cât te-ai învârtit? L-am prins, mă, fraier. L-am plecat. Au! Unde-i, mă, fraierul? Ai, în spatele meu. Ah, aici, îl simt pe fraier. Vai, dar ce dă fraierul? Ah! Unde-i, mă? Așa. Ah! Aici. L-am prins. Auză, fraier. Nu, trebuie să-mi centră. Nu mai stau pe loc. Ce-i aia, fraier? E aici, fraier. Aha, uite, mi-a făcut. De ce? Aaaa, mă, leu, mă, cați ești, aaaa! Uite, fraierul, e aici. Sperat-o, nu mă pot. A, uite. Uite, fraierul! Mi-ai dat jos. S-a dat jos? Mi-a și picior. Te-am auzit, prostule, când ai vorbit aici. Ca prost, mi-am dat seama după aia. Mi-am auzit aici, într-o parte, când ai vorbit. Vreți da înapoi. Bă, dar ce? Bă, e greu. Iar vei da vreo două pe aici. Bă, dar ustură pe alea asta de... Da? Ce cauciuc sau ce-o fi ăsta, nu știu, latex sau nu știu ce asta. Hai, lasă-l așa, poate nu mai dăm. Dacă nu stricăm banane... Nu, poate nu. Nouă, da? Foaia aia. 10. Nu știu unde mă aflu. Bă! Ha? Am auzit aici. Aha. Oh. E pe aici, e pe aici. Ah. Bă, dar mi-a sărit balonul, bă, da. Ți-a căzut? Da. Nu mă interesează. Bă, nu mai simt. Cred că ți-am dat aici așa? Da. Răsuta. Uite-l pe-a meu. Îl vedeți, da? Da? E aici. T-am dat în spatele tău sau un balon. Dar mi-ai dat două atunci la început unde nu trebuie. Și dau, stau cam cu frică, cocoșat, așa. Cu frică de când ți-am dat. Bune! Ah, da. Ce faci aici? Ce faci aici? Ce faci aici? Iar s-a pus fraierul pe jos. Hai, da. Ah! Ah! La spalt urechea. Odi, ce faci, fraierul? Aici, fraierul. Aici. Iar mi l-ai dat jos. L-ai dat jos. Gata, mă? Da. Ce se dea fraierul? Uite, mă, l-a prins fraierul. L-aveam să aici la cap. Unde? Aici la cap sunt de nu știu, dar ți-am dat aici vreo câteva când te-am simțit. Și am zis, nu mai las, mai pleci nicăieri. Ia de aici. Atunci a trepidat. Dă-i da, și bani, lasă vrăjeala. Acum a trepidat, da, trepidat, dă-n coa. 300 de lei am. Băga la știu, nu iau nicio rundă, mă. Bă, ăla la început ne-am jucat. Una. Da, ia. Ai, l-au futut-te în cură. Iar te-am ales? Iar mi-ai dat-o acolo. Bune. Ah!
Bravo, bravo. Aha, aha. A, me l-ai dat jos. Oalea. Bă, dar iar mi-ai dat una aici, da, mă. Dată mână? Eram așa și m-ai prins și mâna și cred că până la final eu numai să mai am jucării. Am recuperat 100, mai am 300 de joc. Aha. Aici fără aerul. Mi-a făcut frerul. Ți-am dat de te-am spart să mor, nu mai știam unde dau, stânga, dreapta, sus, bă, jos. Mai rezistă ăsta meu? Bă, că rezistă. Ia să tot așa. Bani înapoi. 9. 10. Nu mai pot. 10. Ah, iar aici. Fraierul ăsta în spatele meu. A, ce faci, mă? E la lumină. E la lumină. A, la unde, unde dă, mă, fraierul ăsta? Aha. Mă, a sărit și balon și tot. Da, mă, că a sărit balon. A sărit balon. Băi, băule, gata că mi-a sărit balonul. Îmi sărit și balonul, m-ai prins acolo aici, la spate. Dă bani. Hai, bineînțeles, că sare la bani, bineînțeles. Dă bani, că nu mai pot. Zici că am alergat pe bune. Că? Păi, da, ia, aha. Dar de ce arunci pe jos și faci așa? Foale, ce m-aș partea și fraier. Bă, dar 400 are fratele vostru, mai are 100 de lei. Dacă l-am rupt runda asta, te-ai dus. Te-am auzit. A sărit. Bă, ce picioare am dat până ăsta. Te-ai lovit? Mamă, ce picioare am dat. Te-am sărit când te-am zis. Stai, 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 dă bani și după aia te poți tivaiți. Dă bani și lasă vrăjeala, tivaiți după aia. Bă, dar ce, ce rachete ți-am dat aici? Mamă, mamă. Abia așa să mă uit pe filmare, pe bune zic. Și eu abia aștept să vă... Stai așa până una alta. Abia aștept să mă uit și eu pe filmarea asta, am vrut să zic. Fratele vostru a luat 500 de lei. Trebuie să fac și ceva cu bani, neapărat, că nu. Sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like acolo în forță. Am ținut cont de părerea voastră. Cum a spus voi acolo în comentarii, Bogdan, vrem să vedem o bătaie între tine și Danu cu aceste ciocane. Fratele vostru v-a făcut pe plac, sper să-mi faceți și voi mie, să apăsați butonul de like acolo în forță. Doar 2 secunde durează să apăsați butonul de like, să facem 50.000 de like-uri. Puneți clipul la story pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Cu voi astăzi a fost Bogdan, Danu, iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul vlog. Vă salut!